În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Credeți voi că pot să fac eu aceasta? Misericioși, iată ce provocare ne aduce în limita a șaptea, după pogorârea Duhului Sfânt. Spune Sfântul Evanghelist Matei, pentru la zile, trecând Iisus, l-au abordat doi ori, care strigau după el zicând, miluiește-ne pe noi, Fiule al lui David. Și nu le-a răspuns niciun cuvânt. Și l-a urmărit până când a intrat într-o casă și stând la masă, cei doi au venit din nou. Nu i-au mai cerut nimic, dar Mântuitorul când i-a văzut, i-a întrebat, credeți voi că pot să fac eu aceasta? Și atunci a zis, da, Doamne. Și Mântuitorul a răspuns, fie vouă după credința voastră. Și s-a atins de ochii lor și pe dată au început să vadă. Imediat însă le-a spus, vedeți, să nu afle nimeni ce s-a întâmplat. Dar ei s-au dus în toată cetatea și au spus despre minunea care mi se întâmplase în vederea lor. Stând în casă, au mai ajuns la Mântuitorul un mut care avea diavol. Și Mântuitorul, certând diavolul, l-a scos și pe dată a vorbit mutul. Toți care erau în față au spus, niciodată nu s-a mai întâmplat sau nu s-a mai auzit în Israel despre așa ceva. Nu este nicioși, iată că sunt niște fapte de viață. Nu avem de a face cu o parabolă, nu avem de a face cu o pildă, cu un cuvânt de învățătură, ci avem de a face cu realitatea. Ani de zile, eu personal, am citit această pericopă și în dimineața asta însă mi-a căzut ochii prin greu. Și anume, am gândit că niciodată în Evanghelie nu s-au amestecat două vindecări atât de deosebite. Și anume, cei doi ori, nu ni se spune că ar fi avut vreun duh al orbirii. Nici măcar nu ni se spune dacă o fi văzut vreodată. Nu ni se spune dacă aveau un diagnostic, ci pur și simplu erau ori. Iar vindecat. Dar de ce se fi amestecat în aceeași casă, sub același acoperiș, și pe cel care avea duh mut? Nu era mut așa pur și simplu. Avea duh mut. Înseamnă că aici Sfinții Evangheliști ne propun a discerne puțin între un diagnostic medical și un diagnostic spiritual. A ne scoate din unicitatea unui singur gând, și anume, a gândi că tot ceea ce mi se întâmplă nouă este de la diavol sau este din cauza privată. Tot ceea ce mi se întâmplă nouă, iată că numai din aceste două seturi de vindecări, trebuie să înțelegem că se poate întâmpla și de la diavol, cum era Duhul mut, pe care Dumnezeu cea cu Duhul a vorbit mutul, dar era vorba și de un diagnostic medical. Oamenii aceia nu vedeau. Aș vrea să intru puțin de tot în amănuntul acesta al unor fobii pe care eu personal, ca duhovnic, le-am constatat în ultima vreme. Parcă prea ne temem că tot ceea ce ni se întâmplă este de la diavol. Am fi nedreți, dacă am gândit așa. Pentru că acum nu iau chiar pe diavolul de bun sau să iau în brațe, la Dumnezeu. Dar îmi aduc aminte din scrierile Sfinților Părinți, când un biet diavol, da, un biet diavol, veți afla de ce este așa, s-a văietat un stareț atunci când acesta a găsit un ucenic care, fiind nouă catisme, ținea un ou la flacăra luminării,
parte con se se può ci era un posto in mare și în momentul în care l-am întrebat starețul, ce faci, frate, aici? Doamne, ferește, iată! Și la care i-a spus Sfinții Părinți că s-a auzit o voce de după ușă și a zis, părinte stareț, nici mie mi-a dat să fac așa. Așadar, haideți să îl lăsăm puțin deoparte pe diavol, pentru că este neputincios. Este neputincios pentru că puterea lui nu este de la el, este de la noi. O să zic că puterea pe care o are frica asupra noastră este exact cea pe care noi o dăm. De adică și se spune că curajosul este curajos atât timp cât lașul îi o permite. De exemplu, asta nu se reduce numai la un om. Acum vreo 10 ani când s-a pus problema ca Uniunea Europeană să transmită niște detalii foarte clare despre tradițiile unor popoare, au început prost, au început-o cu italienii și au spus că nu mai au voie să facă pizza pe vată. Cum ne-au zis și nouă, cu 3 ani, că nu mai avem voie să punem bicarbonatul mici. Culești. Frații noștri italieni au zis să fie la voi acolo. Adică nu se poate impune nimeni în fața unui curajos. În fața unui laș se poate impune orice. Așa e și cu ea. Toate sperieturile și sperietorile care ne vin așa în față sunt fără putere. Puterea se solicită a fi în noi și în bine și în rău. V-am spus și altă dată că m-a întrebat cineva ce o să facă, că n-am mai plătit la bancă de vreo 2000 și spune, în acest moment nu mai e treaba ta. Ce cum ai plătit? Treaba aici. Banca le-a primit. Tu n-ai plătat. Bineînțeles că nu vă instig acum la neplata datorii. Dar vă rog, măcar să aveți înțelegere asupra unui lucru. Dacă tot avem o problemă, de ce să avem limite? Dacă tot avem de achitat ceva, de ce să ne facem un rău mai mare? Dacă nu vom putea. Există tot felul de posibilități de amânare, dar asta nu rezolvă problema. Problema este că noi putem să trăim frumos și cu datorii. Numai să nu ne ia, să nu ne fure această bucurie de a trăi frumos, care poate să fie luată numai în măsura în care noi lăsăm poarta deschisă. Adică îl lăsăm pe diavol și îi dăm putere să ne stăpânească. E cam așa ceva. Se întâmplă și în Evanghelia de astăzi. Cei care erau omori și despre care mi-a spus că nu li se dau niște amănunte, dacă au văzuseră vreodată, dacă au pus un accident și nu mai vedeau într-o anumită zi, oră, nu li s-a spus nimic. Asta ne dă voie și să credem mai multe despre ei. Important este că atunci când au primit vindecare, am aflat și diagnosticul. Mântuitorul, după ce i-a vindecat, i-a și avertizat. Și aici este, de fapt, un răspuns la întrebarea ce diagnostic aveau de aceea. Ce vedeți? Să nu spuneți nimănui ce spune. Nu vedeau, e clar, acum pentru mine cel puțin, e clar că nu vedeau din cauza faptului că erau prea exteriorizați. Tot ceea ce vedeau, spuneau și altă. Înseamnă că de aici trebuie să învățăm cum să vedem. Trebuie să vedem în primul rând pentru noi. Pentru că aminte, acum vreo săptămână, eram plecat și mi se cerea la un moment dat o părere, pe care dacă o dai, dacă nu, despre curățenia dintr-un loc. Și erau acolo niște smiley face și așa mai departe, de la verde până la roșu, cum arăta și-o conținutate, s-o curat. Și eu am apăsat pe smiley face, primul, verde, nota 10. Dar acum am fost ispitit să mă uit și în istoricul celor care fuseseră înaintea mea. Erau numai roșii toți, în ultima notă. Și atunci, primul lucru a fost să constat
și ne are dreptate. Și mă uitam pe jos, aveau dreptate. Eu dădusem însă nota din alt punct de vedere. Îmi dădusem nota mie. Mie îmi plăcea. Nu îmi plăcea cum era curățenie sau nu era curățenie pe acolo, îmi plăcea că eram o vacanță. Asta înseamnă să vezi pentru tine. O să spune bine, la realitatea când o vedea. Nu, realitatea este în noi. Și cu frații noștri studenți, la fel, când sunt în fața lor să te dau note, am constatat că m-am întrebat pe mine secretare dacă mi-am schimbat obiceiul. Nu știu ce, care obicei? Am împlinit în iarna aceasta 20 de ani când predau. Și zice, n-ați dat niciodată altă notă decât 10. A, și dacă la asta vă referiți și un obicei, să știți că da. Eu zice, nu vă supărați, dar de ce cântă toți la fel? Zice, pentru mine da. Îi compar pe ei nu cu zero, cântăreții de cântăreți, nu, îi compar pe ei și dacă știu să deschidă gura, să nu vă iei de 10. Și aș fi nedrept dacă pe un răgușit l-aș nota cu 9 sau cu 8 și a doua zi aș constata că, de fapt, el putea mai mult. Ce vreau să vă spun este faptul că a vedea pentru noi este o sursă de a trăi frumos. A vedea pentru noi nu înseamnă a fi subiectivi, ci înseamnă a ne cultiva în noi un soi de bucurie independentă de toanele altora. Multă vreme m-am luptat corp la corp, să zic așa, educație unul la unul, cum se numește pedagogie, și luam hârtia de la cel care a lucrat și mă duceam și îmi spuneam că i-a găsit un musulman sau am dat seama că nu are nicio valoare, nu înțelegea nimeni nimic. Și atunci am rămas la prima parte. Eu mă rândi așa. Tot pun un musulman până când găsesc un corp de lucru. A trăit frumos, să știți că nu este altceva decât un scop în sine. Dar unul bun. Pentru că astăzi cei doi care au primit vindecare, imediat după ce au fost vindecați și după ce au fost și avertizați, să nu spunem nimeni, s-au dus în cetate și și-au dat drumul la gură. Vorbeam despre ceea ce vedeau. Și o să spuneți, bine, da, acum dacă au primit un, mi s-a făcut un bine, nu trebuia să-l mărturisească. Nu? Pentru că era o poruncă a celui care îi vindecase. Nota de placă consta tocmai în nemărturisirea acestui lucru. Pentru că Mântuitorul începea să-și acumuleze între iudei un soi de ură care trecea inclusiv prin aceste mărturisiri ale vindecărilor. Când am citit eu prima dată la Luca, la capitolul 23, vai vouă când vă va vorbi lumea de bine, eu am crezut că e ceva așa avut din Scriptură, nu, e rupt din viață. Să vă ajute Dumnezeu să ne ajungeți așa. În momentul în care lumea începe să vorbească de bine, devin o țintă mișcătoare. Și acum rachetele astea cu balear și să vin după tine, iar dacă îți schimb direcția. Așadar, să fim puțin mai atenți vis-a-vis de binefăcătorii noștri. Acesta este un alt mesaj pe care Evanghelia îl aduce. Să nu credeți că binefăcătorul nostru are nevoie ca noi să batem doba, uite, bă, ce bine mi-a făcut ăsta. Pentru că poate să strânească în inimile și în ochii celorlalți un soi de invidie care e lucrătoare, nu e lucrătoare decât diavolul. Pentru că are o putere de sine, invidia. Nu solicită putere de la cel invidiat, ci pur și simplu vine cu puterea invidiosului, care este încărcată de frustrări, e încărcată de tot felul de neputințe și cu siguranță că ne poate aplatiza o putere. Asta zic că trebuie să învățăm și această lecție. Deși ispita rațională este aceea că dacă cineva ți-a făcut bine, trebuie să îl vorbești de bine și te simți oarecum dator să
spui și altora ce bine s-a făcut sau să avertizezi pe alții, băi, nu e așa cum credeți, băi, uite că mi-a făcut cu tare și cu tare, abțineți. De ce nu? Pentru că îi faceți un rău pe care nu poate singur niciodată să îl acopere. Dar să mergem mai departe la mulți. Vedeți că mulțenia, clar, este pornită de la un duh, zice, era cuprins de un duh mut. După ce a certat Mântuitorul Duhul, a vorbit mutul. Am întâlnit foarte multe cazuri în multe familii, acest duh mut. Ți-a greșit copilul, nu mai vorbești cu el. Ți-a greșit soția, nu mai vorbești. Crezi că este, la un moment dat, o pedeapsă? Nu, e un duh, e clar. Muțenia este un duh și trebuie alungat. Această atitudine de a întoarce spatele celuilalt, de a nu vorbi, de a-l pedepsi în tăcere, nu este altceva decât de a alunga dialogul. Și dialogul este cuvântul și cuvântul este Dumnezeu. Înseamnă că, fără să ne dăm seama, îl alungăm pe Dumnezeu dintre noi, apoi din casă, și te miri la un moment dat de ce copilul nu te mai ascultă, nu mai are niciun cuvânt bun, parcă totul românește, parcă tot în fulgere și în tună. De ce? Pentru că am lăsat și chiar am și chemat acest duh mult. Asta zic că atunci când suntem ispitiți de acest duh mult, trebuie să ne gândim foarte bine care este ținta lui. Ținta lui este de a alunga dialogul. Muțenia alungă dialogul. Dar să nu credeți că muțenia înseamnă așa numai când ești supărat și nu vorbești cu cap. Nu. Merge și mai la lui. De exemplu, primiți o veste și nu știți când este momentul. Țineți minte acest aspect. Ca să spunem un anumit lucru în casă. Cel mai ușor lucru este să spunem în momentul în care aflăm. Orice secundă care tărăgânează este împotriva noastră. Dacă în momentul în care constatăm ceva nu am spus, din acel moment începem să chemăm Duhul mult. O să spunem imediat. Sau ne prinde șeful cu ceva. Și trimite după noi să dăm explicații. Dacă începem să spunem că ne vom duce mâine, deja Duhul mult s-a înțepenit între noi. Mâine o să zică, lasă că mai las puțin să și mă duc cu mine și fiecare secundă pe care o amânăm este împotriva noastră. Misericioși, să știți că a lupta cu lucrurile acestea este un mod de viață. Nu trebuie să ne speriem, nu trebuie să zicem așa, gata, mi-a trimis cu tare, mi-a făcut cu tare, la noi este toată explicația și mai ales tot modul nostru de a fi trebuie să își improvizeze o cale de dialog. Și atunci dacă astăzi am avut două feluri de diagnostic, unul omenesc și altul spiritual, de natura unui duh mult de data aceasta, înseamnă că viața noastră nu este plană. Ceea ce ni se întâmplă, nu ni se întâmplă numai dintr-un anumit set de cauze, ci ceea ce trăim noi are un complex de cauze. Poate să fie și din partea cealaltă, dar poate să fie și din noi. Dacă cei doi orbi nu vedeau și am aflat de ce nu vedeau, pentru că românești erau mână spartă, tot ce vedeau spuneau, trebuie să ne vindecăm întâi ce? Nu ochii, ci gura. Dacă vedem că avem o neputință, nu mai vedem la distanță. Nu mai vedem la distanță. Ne bucurăm că vedem de aproape. Adică ne bucurăm că nu mai vedem în curtea vecinului. Nu trebuie neapărat să ducem la locul să ne schimbe dioptriile. Însă, înainte de a ne repara dioptriile, trebuie să ne reparăm interiorul. Să vedem
Ce mă deranjează pe mine că nu mai văd departe? Păi nu mai văd dacă vecinul a spălat geamurile sau dacă mai sunt din barcare. Înseamnă că eu trebuie să-mi repar întâi aceste lucruri, aceste metehne, după care să mă duc la doctor să zic că nu mai văd departe. Și în momentul în care mă repar și văd departe, știu ce să văd departe. Așa este și cu muțenia. Duhul acesta mut trebuie întâi cercetat și apoi reparat. În momentul în care avem gândul de a nu mai vorbi cu cineva, trebuie să dăm puțin înapoi, să vedem dacă ce m-a deranjat. Și dacă am constatat ce m-a deranjat, trebuie să repar la mine situația care m-a deranjat la celălalt, nu mai vreau să vorbesc cu el. Și după aia îmi repar glasul și alung Duhul muțeniei. Pentru că imaginați-vă dacă am aruncat Duhul muțeniei înainte de a ne împăca cu celălalt, vă imaginați ce discuții și scandaluri care interveni. De asta trebuie, înainte de vindecarea exterioară, să o facem pe cea interioară. Ăsta este mesajul de bază al Evangheliei de astăzi. Trebuie să reparăm în noi și apoi să beneficiem de simțuri care să ne asculte și care să ne conducă. Nu e vorba numai de vedere și de vorbire. Asta a fost în Evanghelia de astăzi. Dar este vorba și de celelalte simțuri ale noastre. Toate simțurile noastre. De exemplu, dacă suntem lesne influențați de ceea ce auzim, cu siguranță că problema nu este la urechi. Este întâi în noi. De ce ne influențează ce auzim? Să reparăm întâi această problemă noastră, de ce ne lăsăm influențați de ceea ce auzim, după aceea mergem la o revistă. Pentru că și acolo o să dăm niște explicații extraordinare. Eu mă aud cu urechea asta acum, cred că 0,5%. Și când m-am dus să-mi repar, am avut marea șansă ca o fiică duhovnicească renumită în reparat urechi, mi-a spus, nu vă supărați, dar v-ați gândit vreodată de ce nu auziți cu urechea asta și auziți cu cealaltă? Nu m-am gândit chiar așa. Și pentru că, ia, aduceți-vă aminte cum stați pe scaunul ați povedit. Aici vorbim noi. E urechea noastră, asta ține cu noi. Și-am acceptat. Și nu mă duc acum. Auzi suficient cu cealaltă. Trebuie să reparăm întâi în noi altele decât cele firești și fizice. Trebuie să reparăm în noi inima, dacă vrem să auzim numai ce trebuie. Dacă vrem să vedem numai ce trebuie, trebuie să reparăm tot inima, nu ochii. Nu din dioptrii se vede curățenia sufletească a celui cu care vorbești. Nu din dioptrii poți să constați dacă în spatele tău la 50 de metri se întâmplă ceva, ci din inima ta, dacă simți lucrurile bune, înseamnă că vederea va deveni pur și simplu un efect al unei inimi sănătoase. Noi îl luăm pe Bunul Dumnezeu ca în această frumoasă zi a celor doi ori și a multului să mulțumim Lui Dumnezeu că ne-a dat posibilitatea de a ne uita și la noi și de a constata că muțenia sau orbirea nu țin de ochi sau de gură, ci țin de inimă. Să ne ajute Dumnezeu să deschidem inima, să înțelegem. Să rămână așa.